Bună ziua! Tocmai s-a terminat o nouă ședință a Biroului Național al Uniunii Salvați România și am luat astăzi câteva decizii. Prima decizie importantă este că am decis să depunem moțiune simplă împotriva ministrului Predoiu, ministrului Justiției. Pentru că, așa zisă, desființarea SIJ-ului este promovată de dânsul în Parlament, este o adevărată mascaradă. Și pentru asta vom depune moțiune simplă săptămâna viitoare. Cred că în momentul ăsta Dragnea e foarte mândru de ministrul Predoiu și nu și-ar fi imaginat că acest proiect al lui, SIJ-ul, va fi perfecționat și desăvârșit de un penelist. Au vrut să tragă DNA-ul pe linie moartă și iată că mai au foarte puțin în a reuși acest lucru și în momentul ăsta se dovedește și se vede ce plan aveau de fapt PNL și Klaus Iohannis cu justiția. Au susținut justiția doar de fațadă. În momentul ăsta e un moment trist și se ved adevăratele lor intenții. Tot legat de asta, am aflat ieri pe surse, prin Parlament, că mâine urmează să fie o întâlnire a reprezentanților Parlamentului cu reprezentanții Comisiei la Veneția fix pe această temă, pe tema SIJ, pentru că USR a sesizat prin intermediul adunării parlamentare Comisia de la Veneția pe acest nou proiect de așa zisă desființare a SIJ-ului, însă ar fi fost normal să fie reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, pentru că Parlamentul României nu înseamnă Iulia Scântei și doamna Laura Vicol, înseamnă toate grupurile parlamentare. Ieri, Marcel Ciolacu l-am întrebat la Birourile Permanente Reunite dacă are cunoștință despre așa ceva, despre această întâlnire. Nu avea. Mi-a spus că a răspuns acolo în ședință că nu știe să fie o astfel de ședință. Mi se pare îngrijorător că președintele Camerei Deputaților și unul din liderii coaliției de guvernare nu știe că se întâmplă astfel de ședințe importante, pentru că SIJ-ul este important pentru MCV, este important pentru Schengen, ar fi trebuit să fie pus la curent cu această întâlnire. Astăzi am făcut o solicitare din partea grupurilor USR de la Senat și de la Camera Deputaților către președinții celor două camere pentru a permite accesul unui reprezentant al USR în această discuție de mâine dimineață cu Comisia de la Veneția pe tema SIJ. Încă o decizie importantă în Biroul Național astăzi a fost legată de Iași. USR va demara mâine strângerea de semnături pentru demiterea primarului Iașului prin referendum. Mihai Chirică e cu un picior în pușcărie, are 7 dosare penale, a fost în imposibilitate de a-și exercita mandatul câteva zile acum, la începutul lunii februarie. Mihai Chirică nu mai poate continua la primăria acestui oraș, un oraș mare important pentru România. Mâine președintele Cătălin Drulă va fi alături de colegii noștri la Iași și vor demara împreună această strângere de semnături. Astea au fost deciziile importante. Încă un singur lucru vreau să mai amintesc. Am propus acum 10 zile Parlamentului, noi, ca USR, am propus un text de rezoluție pentru a fi adoptat de Parlament legat de criza din Ucraina. Au trecut 10 zile de atunci, nu prea s-au făcut pași și mai fac un apel la președinții celor două camere, l-am trimis de atunci către dânsii și către grupurile parlamentare, să facem pași în zilele care urmează, astfel încât cât mai repede să adoptăm o declarație. Cred că este foarte, foarte important să ne arătăm solidaritatea cu vecinii noștri și solidaritatea cu NATO și Uniunea Europeană. Îi rog așadar pe președinții celor două camere să grăbească adoptarea acestui document. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări. În primul rând, ne puteți spune cine a făcut, din informațiile noastre, cine a făcut acest demers de a contacta reprezentanții Comisiei de la Veneția, informal, după cum se pare? Și doi la mână, dacă și USR a mai făcut demersul pentru a obține acel punct de vedere de la Comisia de la Veneția pe acea sesizare, dacă se poate să vedem acel punct de vedere mai devreme de luna martie. Întâlnirile care au loc și ar trebui să aibă loc sunt niște întâlniri normale în procesul de lucru al Comisiei de la Veneția, în care aceștia cer opiniile părților din acea care fac obiectul acelei sesizări. Este un proces de lucru absolut normal. Pe mine ce mă miră este faptul că noi nu am fost informați, când zic noi, zic restul Parlamentului, în afară de PNL și PSD, nu am fost informați despre această întâlnire. Cred că e important ca reprezentanții Comisiei de la Veneția să asculte mai multe opinii.
Asta, de aici încolo, noi așteptăm în această primăvară, în perioada următoare, așteptăm o decizie din partea Comisiei de la Veneția pe acest nou proiect de, pe care, așa cum spuneam mai devreme, noi am făcut sesizarea prin intermediul adunării parlamentare. Deci este un proces de lucru absolut normal ce se întâmplă acum. De câte semnături aveți nevoie pentru organizarea unui referendum pentru demiterea Ilie Chișinău? 25% din membrii din registrului electoral din acea localitate. Adică? Sunt. Nu știu exact acum pentru ea și o să văd mâine la ea și cu colegii. Suficient de multe, însă știu că oamenii s-au săturat de Chirica. Chirica a tratat, a fost întâi la PSD, apoi a trecut la PNL, a tratat municipiul Iași ca pe propria feudă și acest lucru trebuie să înceteze pentru binele locuitorilor Iașiului. Astea s-au discutat și nu o să intru acum în detalii tehnice, s-au discutat și răzdiscutat în diverse ocazii. Colegul meu, Stelian Ion, a explicat de ce acest proiect nu este bun și de ce proiectul propus de Stelian Ion era o reală desființare a Siș. Acum, practic, doar este o desființare de formă, doar mută acest Siș în altă parte. Sunt foarte multe probleme cu acest proiect, de la modul în care este constituit nou Siș, sunt aleși procurorii care îl formează. Problema cea mai mare este că practic sunt tăiate competențele DNA pe corupție și noi credem că asta este o problemă pentru statul de drept în România. Din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Nu este în regulă, din nou, noi trebuie să ne luptăm pentru întărirea statului de drept. Nimeni nu este mai presus de lege, fie că e vorba de judecător, parlamentar, primar sau așa mai departe. Și aici cât trebuie să tindem pentru a avea un stat puternic, trebuie să avem o justiție puternică, nu una amputată așa cum doresc cei de la PSD și PNL. Mulțumesc mult! Zi bună!